sau cel puțin tind să cred că presetul de la masa asta avem sânge din Moldova, ci vorbim despre o carte a unui moldovean venit la București și care scrie despre Statele Unite. Ne-am gândit și mulțumesc lui Ionuț din început pentru că a acceptat să inițiem această colecție Grigore de Popa. El spunea că mi-ar plăcea să vorbim, mie mi-ar plăcea să avem în fapt cartea, volumul al doilea. Domnul paleologul m-a întrebat care va fi următorul titlu. Consider că cel de-al doilea titlu pe care încercăm să-l publicăm anul acesta va fi Spectatorii Istoriei, o colecție de texte ale lui semnate de Grigore de Popa din revista pe care a inițiat-o și condus-o în Semnări Eșene, în perioada 1936-40 la Iași, completate cu alte texte din publicații naționale. Și vreau să menționez la început că în perioada Eșean, Grigore de Popa a scris aproape zilnic și erau foarte multe publicații din Iași și din capitală și chiar din alte zone ale țării, care îi solicitau texte. Chiar dacă era anatomist descoperitor, și îl las pe domnul paleologul care a inventat un termen foarte frumos, descoperitor al sistemului cord hipotalamo-hipofizar și cu alte descoperiri importante în neuroanatomie și nu numai, era un scriitor. A scris și a debutat în perioada cât a fost elev de liceu, traducând o carte a unui elev dar unui Hecker și manuscrisul, din păcate, Universitatea de Medicină și Farmacie l-a rătăcit pe la gunoi și a reușit doar să salvez două, trei file. Deci 1000 de pagini scrise, traduse din limba germană de Grigore de Popa. Deci a început cu un act de smerenie, cu o traducere, în perioada cât era elev în clasa 9, scriindu-i unui profesor din Germania, care i-a și răspuns. Și permanent, poate că această deschidere pe care a avut-o Grigore de Popa în relația cu profesorii din alte spații care i-au răspuns, l-au făcut și pe el mult mai deschis cu studenții. Și foarte multe pasaje din aceste rânduri din cartea aceasta, în foarte multe texte, vorbește despre simplitatea pe care o au oamenii din mare. Și azi am făcut un interviu cu cineva și m-a amuzat o expresie vis-a-vis de doctorii care au foarte mare importanță și i-a caracterizat că sunt biscuiți gonflați. Ei, Grigore de Popa permanent era invitat în străinătate, ținea cursuri în Anglia, a predat în multe țări din străinătate, dar și-a păstrat modestia. Foarte mulți dintre studenții săi care au lăsat mărturii în cărți sau în diverse însemnări, vorbesc despre faptul că era un profesor foarte sever la examene, și fac o paranteză, în perioada cât studenții făceau anatomia cu Grigore de Popa, din pricina severității sale, dar o severitate normală, mulți nu puteau trece examenul la Grigore de Popa și se mutau în Italia sau în Franța să facă primii 2 ani de facultate de medicină și reveneau în anul 3. Dar, într-un film pe care l-a făcut cu televiziunea română, Anatomia unui caracter, unul din profesorii de la Iași, Mircea Rusu, care a fost student, face o declarație, o mărturisire, care am regăsit-o în multe din cărțile în care se face referire la Grigore de Popa, faptul că studenții, chiar dacă picau, ieșeau convinși că a fost vina lor și nu că profesorul ar fi avut ceva cu ei. Au fost mai multe perioade. El a lucrat sub oblăduirea profesorului Francis Rainer la Iași. După aceea, când profesorul Rainer
a venit la București, șef al catedrei de anatomie, a venit aici și Grigore de Popa, a avut o perioadă pe care el o descrie când a revenit în București și a spus așa, în București am cunoscut îndoiala și mare mizerie. A fost șocat de ce a întâlnit aici, s-a adaptat foarte greu, chiar a avut la un moment dat tendința să revină, să-și lase învățământul și să se ducă la Șurănești, medic de țară, dar numai soția sa a fost aceea care l-a îmbărbătat și a fost alături și a stat aici o perioadă, a plecat ulterior la în Statele Unite, unde a stat un an și vorbitorii vor discuta despre jurnalul acesta. Ulterior a devenit profesor la Facultatea de Medicină din Iași, a fost director al Institutului de Anatomie, prolector al Universității Mihăilene, sau cum s-a numit Alexandru Ioan Cuza, director al societății, președinte al Societății de Medici Naturaliști, președinte al Corpului Didactic, a fost permanent un lider încă din studenție, când a condus mișcările studențești naționale și până când a ajuns decan la Facultatea de Medicină din București, el a ocupat funcții de conducere, a fost numit și permanent în fiecare loc în care a predat, în care a fost în diversele funcții pe care le-a ocupat, a transformat. Am scris un text despre liderul transformațional care a fost Grigore de Popa. Dar mai mult aici, și se va vedea din această carte, el a scris și a vorbit despre om. Era foarte apropiat de studenți, severitatea despre care menționam, se transforma în afara orelor, în faptul că mergea cu studenții în excursii, juca chiar Leapșa și multe din studente, pentru că era și aici pe coperta 4 a volumului, am pus un text care, doamnelor, poate le va face plăcere, Paul Cortez, notar, 1990, Grigore de Popa era un bărbat frumos, fel, distins, că se părea că ar putea concura cu oricare din cei mai fermecători artiști ai Hollywoodului. Multe din studente erau îndrăgostite de Grigore de Popa și, ca să puțin mai destindem atmosfera, când conduceam Muzeul de Istoria Medicinei din Iași, au venit și aveam un centru fotografia lui Grigore de Popa. Au venit două doamne din spațiul nord-european și la un moment dat am văzut că se agitau să fac o fotografie. Și s-au făcut pe ambele fotografii cu tabloul lui Grigore de Popa și când le-am întrebat de ce, mi-au spus așa, să vadă și soții noștri un bărbat adevărat. Și verticalitatea sa a fost recunoscută, nu s-a abătut nici în stânga, nici în dreapta. Am consultat documentele care au fost publicate de diverse persoane până la identificarea dosarului din arhiva CNSAS, inclusiv urmăritorii de la Securitate l-au caracterizat și n-au găsit ceva care să-i fi, să, cum se spune atunci, o pată care să-i fi afectat cu imaginea. Chiar, și vorbeam cu Mănuțe în momentul când a organizat un anume eveniment cu Ambasada Poloniei, în anul 39, mulți din refugiații polonezi au fost ajutați de Grigore de Popa. În perioada tulburărilor studențești de la Iași, când studenții evrei erau cumva traumatizați sau cumva bruscați de anumite forțe, i-a salvat. N-a luat partea nici celor de extremă dreapta, nici celor de extremă stânga. Când Iuliu Maniu îi făcea curte să ajungă să-l numească ministru al învățământului și să fie membru în PNCCD, a refuzat. Un amănunt este pe care mi l-a spus fiica sa la Iași, că a fost numit ministru al învățământului și a rezistat în acel ministeriat, pentru că era o tulburare anilor
de după anii 45, un sfert de oră, lucru pe care l-am putut verifica în documente. În perioada a doua bucureșteană, din 1944, când a fost profesor de anatomie la București, respectiv director al Institutului de Anatomie, mi-aș dori ca, împreună cu conducerea universității, cu editura Filos, să putem pune o placă în spatele institutului, în spatele Facultății de Medicină, pe clădirea sau în locul unde a stat Grigore Tecopa, pentru că cred că este necesar ca studenții sau cei care trec pe acolo să vadă locul în care a stat, exact cum spune profesorul Zeletin, cel care reprezintă spiritul jertfelnic în medicina românească, pentru că e unul din reperele morale la care trebuie să privim, chiar dacă e un personaj din trecut, trebuie să privim și acum, pentru că, din păcate, multe din personalități, personajele actuale, nu ne oferă acea verticalitate pe care ne oferă Grigore Tecopa. Și-a încheiat cumva viața prin cunoscuta conferință pe care a ținut-o la Ateneu și permanent când merg la Ateneul Român și acum câteva zile când am mers acolo, mi-închipuiam ce o fi fost în anul 1947, la 15 aprilie, când Grigore Tecopa ținea conferința Morala creștină și timpurile actuale, dacă mai este posibil astăzi, credința în Iisus Hristos. În vremurile în care, deci era 1947, sala plină cu tot felul de personaje, personalități ale vremii, megafoane în afara Ateneului, foarte mulți studenți, pentru că era foarte iubit de studenți, și el rostea niște cuvinte care poate niciun teolog la acea vreme nu ar fi avut curajul să le rostească, cu sovietici în sală, cu oameni cu arme care erau infiltrați la acea conferință. Și concluzia acelei conferințe, conferință susținută, trebuie să ținem, să reținem, de un om de știință, un anatomist care începuse și începuse activitatea prin a traduce o carte de evoluționism, care cunoscuse spații diverse, lecturi diverse și care rostea la finalul acestei conferințe, concluzia acestei conferințe, a fost așa. Mai multă știință, dar mai multă morală creștină. Timp în care, moment în care, ce a urmat după aceea, mulți dintre dumneavoastră știți, l-au înconjurat, urma să fie arestat. Mă bucur că sunt aici membri din familia savantului Grigore Tecopa și sunt onorat de acest lucru. Într-o relatare a părintelui Gheorghe Calciu Dumitrasa, care a fost student, privind această arestare a securității a lui Grigore Tecopa, auziseră studenții, îți povestește părintele Calciu, că va fi profesorul lor, urmează să fie arestat. În amfiteatrele de la anatomie au înghețat studenții, au înlemnit când au auzit că profesorul lor va fi arestat. Și se spune că în acea tensiune, una dintre studenții a scăpat bisturiu și zgomotul i-a speriat pe toți. Studenții în calate albe cu bisturie, se spune că au venit să-l apere cu profesor. Profesorul a stat foarte multă vreme undeva ascuns. Destinul său s-a încheiat în mod tragic la 56 de ani. Am putut vedea fotografiile dinainte de conferința de la Ateneu, din 1947, un bărbat frumos, în alt fel, și ce fotografie cu soția sa, Florica Popa, la câteva
poate la câteva zile înainte de trecerea în eternitate, în cât arăta, fusese bolnav. S-a întâmplat ceva în perioada cât a fost în ascunzătoare, Dumnezeu știe. Important este, și am menționat și în studiu introductiv la această carte, nu vârsta cât a trăit, ci opera și mai ales modelul pe care îl lasă, modelul etic pe care îl lasă Grigore de Popa, care transcende și religiile, și eu știu alte spații. Ce mi-aș dori ca prin acest volum să descoperiți un Grigore de Popa de tinerețe, în anii când a fost în Statele Unite. Mai sunt texte din perioada ieșeană și bucureșteană, inclusiv o conferință radio. Dar, că sunt prea serios, vreau să vedeți că în aceste texte sunt foarte multe pasaje în care râdeți copios, într-o înregistrare, într-o lectură publică pe care am făcut-o la librăria, la centrul la Vundu, la spațiul pe care îl deține și Ionuț. Am citit câteva pasaje din această carte, în special întâlnirea cu doi amici din spații diferite, și nu numai, și multe din textele pe care le veți regăsi în acest volum al doilea, despre care spuneam, Spectatorii Istoriei, veți găsi un umor, și am scris chiar în teza mea de doctorat, pentru că am scris o teză de doctorat, Grigore de Popa, scriitor și publicist, un capitol despre umorul lui Grigore de Popa. Oana Popa, strănepoata profesorului Popa, cred că îmi permite să spun chestia asta, că nu spuneai, când se uita Grigore de Popa la nepoți, înghețau toți. Dar în același timp, în scris și în alte texte ale sale, în multe din textele ale sale, găsim un umor savuros. E un scriitor, Daniel Mazilu, prietenul meu, cu care am discutat din anul 2006, vreme îndelungată, pe textele lui Grigore de Popa, cunoaște multe din scrierile lui Grigore de Popa, dar acum că avem invitați de seamă, nu știu cum v-ați rânduit să vorbiți, dar cred că domnul Paleologu.